Este cald și cei 10.000 de pași pe care mare parte obișnuiam să-i fac aici în sala de sport se vede că vor fi amânați. Acum nu știu dacă dau vina pe căldură sau pe faptul că atunci când am început să fac cei 10.000 de pași în timpul programului la centru de vaccinare, atunci era frig, aș fi putut să zic, băi, prea frig, îngheț, mi-îngheață mâinile, țin minte că purtam mănuși în martie. Dar hai să fim cinstiți și știți foarte bine, și toate știm foarte bine, că există o euforie a începutului. Orice început îți dă o stare de euforie și ești foarte ambițios și te ții de program și întotdeauna de anul nou îți promiți nu știu ce, înainte de ziua ta îți cumperi echipamente de jogging. Lucrurile astea sunt frumoase, îți dau o stare de bine, dar niciodată, exact ca atunci când ești îndrăgostit, ești puțin tâmpit la cap. Îți propui niște scopuri total nerealiste sau care, după o perioadă, descoperi că nu-ți fac niciun fel de plăcere și beneficiul e foarte greu de recunoscut. Și nu te mai bucuri de chestia asta și încetul cu încetul renunți după o lună, două, trei. Și de ce renunți? Pentru că în euforia aia îți propui niște chestii de care oricum nu te poți ține. Dar am să vin cu un exemplu foarte banal. Spălatul pe dinți n-a fost un lucru care nouă ne-a făcut plăcere. În copilărie poate că am și plâns, poate că eram și certați de părinți. Eu nici nu mai țin minte cum am început să deprind obiceiul de a mă spăla zilnic pe dinți. Dar eram copil, nu mi-aduc aminte, sincer, dar mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu periuța electrică, pentru că aveam senzația că îmi rănește gingiile și am zis, ai, asta este tortură. Deci aveam sentimentul că îmi smulge ceva din gură. După care m-am dus, m-am mai interesat și am văzut că asta este un lucru normal și că, de fapt, acțiunea asta este una benefică. Și așa îți întărești gingiile cu periuța aia care puțin te bruschează, știți? Și, într-adevăr, la o săptămână și până în ziua de azi nu mă mai deranjează periuța electrică. Cam așa este și cu cei 10.000 de pași, cu alte lucruri pe care, mă rog, ni le propunem noi în săptămâna chioară, să nu mai mâncăm dulce, să nu mai facem nu știu ce, să... Uneori, a fi foarte exigenți cu noi nu este un lucru benefic. Este benefic doar pe termen foarte scurt, pentru că pe termen lung, dacă nu avem cât de cât o indulgență, nu suntem umani cu noi, nu vom duce nimic la capăt, știți? Vom renunța, pentru că absolut toate lucrurile astea sănătoase, mâncatul la ore fixe, mâncatul mai puțin, foamea, mișcarea, mă rog, eu știu, toate lucrurile astea care țin de slăbit, de dietă, de stil de viață sănătos, nu sunt foarte plăcute. Ba, nu e mai plăcut să stai în fața televizorului și să ronțăi, hai să recunoaștem. Adică noi suntem făcuți genetic să fim încântați de lene și de buibare, că așa suntem noi făcuți. Și atunci ce ne scoate din confortul ăsta, un timp s-ar putea să nu...
cum să vă spun, ca să mă exprim și să nici să nu greșesc, să fie foarte inconfortabil pentru noi și un motiv de a renunța. Exact ca spălatul pe dinți, da? Deci eu dacă renunțam în prima săptămână la periuța electrică, zicându-mi, Doamne, asta îmi rănește gingiile, nu obțineam pe termen lung beneficiile periajului dentar cu periuța electrică. Așa este și cu stilul ăsta de viață, da? Dacă te înveți să mănânci legume mai multe, până la urmă, să bei apă mai multă, să, nu știu, să nu bei deloc băuturi carbogazoase, să nu mănânci deloc cipsuri, dropsuri, prăjituri, bomboane, lucruri care știi că nu îți fac bine, până la urmă o să-ți intre în ritm. Și mai este capcana perfecționismului. Multe dintre noi, eu nu spun că este rău să fii perfecționist, am fi o țară minunată dacă toți oamenii ar fi perfecționiști și s-ar strădui în chestia asta. Dar oamenii perfecționiști au și un foarte mare dezavantaj în calitatea asta. Dacă nu pot să facă ceva perfect, nu-l fac deloc. E o mare capcană, da? Cum v-am spus, vreau să devin vegan, adică asta este perfecțiunea pentru mine. Mi-am dat seama că nu pot 100%, dar dacă pot 75-80%, e un pas mai devreme. Băi, n-am să fac 10.000 de pași, dar hai măcar 5.000, adică nu pot să stau pe scaun acolo și să nu fac nimic, gândindu-mă că așa nu o să ajung să fac 10.000 de pași, ce să mai... Și intrăm în capcana asta a perfecționismului, care ne face să fim din ăștia totul sau nimic. Nu! Hai să trăim într-o zonă de gri și pe termen lung zona asta de gri e mai benefică decât aia color.